Un așa numit jurnalist, militar și blogger rus a postat pe o rețea de socializare imagini noi cu muniția produsă de România, capturată de forțele ruse din Lugansk. Potrivit acestuia, armele produse de românii tăcuți i-au enervat pe soldații ruși din Donbas. În urmă cu câteva zile, autoritățile de la București au negat că proiectilele produse de RomArm, filmate pe front, au fost trimise de România. Conform Observator News, într-o filmare, Pekov vorbește de un tip de muniție românească care i-a enervat pe soldații ruși pe frontul din Ucraina. Pe filmare apare o cutie de muniție cu grenade antitank pentru lansatoarele AG-9. Armele ar fi fost capturate de ruși în Lugansk. Soldații care le filmează discută că sunt periculoase pentru că sunt silențioase, nu se aud în zbor, când sunt lansate și când aterizează. Românii sunt tăcuți, dar periculoși. Soldații brigăzii 3 din Republica Populară Donetsk au arătat pe War Gonzo muniție NATO interesantă pe care au capturat-o lângă satul, situat la aproximativ 25 de kilometri de Bahmut. Această armă i-a enervat foarte mult pe luptătorii din prima linie. Prin românii tăcuți, propagandistul rus se referă cel mai probabil la faptul că autoritățile din România nu au declarat public ajutorul militar trimis în Ucraina, spre deosebire de alte state NATO. Autoritățile de la București au reacționat spunând că proiectilele nu au fost livrate de țara noastră. Autoritățile din România neagă însă faptul că ar fi exportat asemenea muniție în Ucraina. Ministerul Economiei, prin care se fac tranzacțiile cu arme în întreaga lume, a declarat că armamentul nu a fost livrat de țara noastră. Primele verificări arată că obuzele nu sunt din România. Nu putem comenta imagini neautentificate sau speculații de presă. Ele pot fi exportate, iar un importator le poate distribui în numele unui alt stat pentru armata ucraineană. Un exemplu ar fi Cehia, a explicat generalul în rezervă Virgil Bălăceanu. Până în acest moment, autoritățile din România nu au publicat date clare despre ajutoarele oferite Ucrainei, relatează observatornews.ro.